Biroul politic județean al PNL Buzău a decis la sfârșitul săptămânii trecute susținerea în cursa pentru președinția PNL a lui Ludovic Orban. Decizia este argumentată prin faptul că Ludovic Orban a dat dovadă de implicare, indiferent de dificultățile cu care s-a confruntat partidul. Considerăm că valorile președintelui ales al PNL trebuie să se suprapună în totalitate cu cele ale partidului, iar domnul Orban a dat întotdeauna dovadă că principiile dumnealui converg cu cele ale liberalismului. În egală măsură, domnul Ludovic Orban a dat mereu dovadă de implicare activă în PNL cu verticalitate și onestitate, indiferent de dificultățile cu care s-a confruntat partidul. Prezent recent la Buzău pentru a superviza alegerile pentru conducerea filialei județene a partidului, vicepreședintele PNL, Nini Săpunaru, a declarat că singura soluție ca partidul să redevină o forță în politica românească este ca Ludovic Orban să fie ales liderul PNL. Trebuie să facem o schimbare în PNL. Ce presupune? Păi asta presupune ne votăm președintele, să votăm Ludovic Orban. Dacă cumva lansez treaba asta în sală, să vedeți că aplaudă toți. Deci există un curent de opinii din ce în ce mai mare în toată țara. Și vă spun că am participat la multe întâlniri cu organizațiile locale în țară în perioada asta și am văzut cam cum gândesc oamenii. Până în prezent, Ludovic Orban și Cristian Bușoi, președintele PNL București, sunt singurii liberali care și-au exprimat public intenția de a candida la alegerile pentru șefia PNL. Congresul în care va fi ales noul lider al partidului va avea loc în iunie în capitală.